Levi lui Alex Pelici au primit vizita fotbaliștilor de la Chindia Târgoviște cu un start bun de sezon. Prima repriză a fost una slabă de ambele părți, cu puține faze la cele două porți și cu o luptă surdă la mijlocul terenului. În repriza secundă, jocul s-a animat. Viperele albastre au apăsat pe accelerație și au avut ocazii mari de a marca. Golul a venit logic în minutul 57, după o fază de toată frumusețea lui Firțulescu. Fostul fotbalist al Universității Craiova a driblat scurt un adversar și, de la marginea careului mare, a trimis imparabil, făcând din Mieilă un simplu spectator. Cu 3 minute înainte de final, Octavian Bebe Vasile a pătruns în careul advers și a căzut în urma unui contact cu Vătavu, care l-a împins de la spate. Centralul întâlnirii a decis însă ca fotbalistul echipei noastre să primească galben pentru simulare. La faza imediat următoare, oaspeții au beneficiat de o lovitură de la colțul terenului și au egalat în urma unei greșeli în șanța blocului defensiv de la CSM. S-a terminat 1-1 și Viperele Albastre au rămas pe locul 6 al clasamentului, ratând ocazia de a ajunge pe podium. Joc mai puțin spectaculos. Ambele echipe și-au dorit să câștige. Aș spune, preocupa și noi, preocupa și adversarii noștri de astăzi mai mult să închidă și să scoată maxim din fiecare atac. Sigur, noi suntem mulțumiți, am scos un punct și aș spune că cred că ne-am atins obiectivul. Sigur, ne-am fi dorit să câștigăm, însă n-am exclus nici varianta meciului egal. Am avut șansa să câștigăm totuși punctele în joc, pentru că soarta ne-a mai întins o mână la 1-1 în minutele de prelungire cu ocazie monumentală. Dar, așa cum în meciul cu Mediaș am reușit să ne calificăm în ultimele minute, așa de data asta avem rândul să dăm puncte în ultimele minute. Din păcate pentru noi, eu felicit jucătorii pentru efortul depus. Pe căldura aceasta și pentru faptul că au muncit până la final și au crezut în șansa lor și cu puțin mai multă concentrare probabil că am fi reușit. Era foarte, foarte bine pentru noi dacă am fi reușit să luăm cele 3 puncte.